A fost aprobată legea supermarketurilor. Prețurile produselor românești urmează să scadă în viitorul apropiat. Legea a trecut cu 293 de voturi pentru. Legea privind comercializarea produselor alimentare a fost adoptată, urmând să fie trimisă la promulgare șefului statului Klaus Iohannis. În consecință, prețurile la produsele românești vor scădea odată ce legea 321 va fi implementată. Acest lucru se datorează scoaterii taxelor suplimentare de până acum. Punctul forte al acestei legi este că prețul este legiferat corect și nu vor mai exista alte taxe la raft care să umfle prețul. Asta înseamnă că la prețul cu care fermierul vinde supermarketului nu se va pune în plus decât acel adaos comercial, iar consumatorul nu va avea decât de câștigat, a spus președintele Federației Naționale Pro Agro, Emil Dumitru. Chiar dacă încă nu se știe cât de mult vor scădea prețurile, adoptarea legii va bucura cumpărătorii.